Nicolae Dică, salut! Avem, de fapt, Steaua și Dinamo, pentru că este și domnul Burcă aici alături de noi și ne bucurăm și vă felicităm pentru ultimele rezultate. Chiar mă bucur, Ovidiu, că ești alături de noi, mai ales că vorba aia, lucrurile au început să prindă contur ușor, ușor pe finalul ăsta de an. Da? Te apropii de ceea ce te-a interesat, deși la un moment dat cred că nimeni nu-ți dădea șanse și lumea se întreba dacă nu cumva Dinamo se duce mai degrabă către Liga a treia decât spre Superliga. Dar apucăm să vorbim despre ceea ce ai făcut, pentru că, din punctul meu de vedere, ai făcut o treabă extraordinară. La ce adversitate sau la ce teren minat ai găsit pe acolo. Vreau să vă întreb ce părere aveți de națională. Dacă voi înțelegeți până la urmă diferențele astea, și încep cu tine, dacă înțelegi diferențele dintre reprize, dintre inexistența României în prima repriză și omniprezența ei din repriza a doua, dacă depinde de noi sau dacă depinzi de ei. Nu, probabil că la pauză s-a întâmplat ceva în vestiarul României. Doar în al nostru sau și în al lor? Și în al nostru și în al lor, dar în sensuri opuse. Pentru că sunt sigur că la pauză, după cum a fost prima repriză și după cum a arătat scorul, cred că n-a fost prea multă liniște. Adică, deși nu s-au făcut foarte multe schimbări, atitudinea echipei a fost cu totul alta. Cred că Edi a avut o intervenție mai zgomotoasă, mai gălăgioasă, pentru că, după cum a arătat prima repriză, trebuia să arătăm măcar o tresărire de orgoliu, să jucam acasă, ne dorim și există presiunea asta în continuare la echipa națională. Ok, nu era un meci amical, nu era presiunea rezultatului, dar lumea vrea să vadă foarte mult curaj, determinare, agresivitate, lucruri care au lipsit cu desăvârșire în prima repriză. Dar în a doua repriză lucrurile au arătat mai bine. A fost o repriză pe care diametral opusă față de prima, am controlat-o în majoritatea timpului, am înscris și un gol și lucrurile au arătat cu totul diferit. Însă una peste alta e totuși un rezultat negativ. Un rezultat care, din nou, nu știu, ne face să nu vedem raza de lumină și de speranță în ceea ce privește echipa națională și fotbalul românesc. Nic. Într-adevăr, prima repriză foarte slabă, dar și adversarul ne-a pus probleme. Nu am reușit să ieșim din acel pressing pe care îl făceau cu cei doi atacanți pe fundașii noștri centrali. Nu am reușit să avem o posesie, știu, să reușim să le punem probleme. În schimb, defensiv am avut probleme. Ne-au marcat și două goluri și am mai creat și ocazii de a marca. În schimb, a doua repriză, în afară de ceea ce, eu știu, le-a spus Edi la pauză motivațional, a făcut și un lucru bun din punctul meu de vedere și s-a văzut acest lucru, că a venit cu un mijlocaș central pe faza de construcție, cu un mijlocaș central între fundașii centrali și să facă acolo o superioritate de 3 contra 2 să putem să ieșim din acel pressing cu cei doi atacanți cum veneau cei din Slovenia. Și au reușit de multe ori să facă lucrul acesta. Am reușit să le punem probleme, să marcăm un gol marcat frumos pe două schimbări de direcție și o execuție a lui Drăguș foarte frumoasă. Și a doua repriză ne dă speranțe, să spunem. Că ne dă? Nu, din punctul meu de vedere, acum voi spuneți ce vreți. Ne dă speranțe pentru că, în afară de joc, aș vrea să spun puțin și de echipă, pentru că de jucători, că sunt mulți jucători tineri. Am avut, nu știu, parcă o medie de vârstă de 22 de ani, ceva de genul ăsta. La primul 11? Nu știu, sau 20 și cât, nu știu. Cum să avem o medie? 26 de ani a fost cel mai... Păi n-ai cum să ai, pentru că nu ai avut... Sau... Nu știu, ceva de genul ăsta, 20 ceva de ani au fost. Nu, dar o medie de vârstă... mai mult de 20 ceva. Nu știu, 23, 24, nu știu câte ori fi fost, dar oricum mulți jucători tineri și și a doua repriză la fel, jucătorii tineri introduși. Ăsta este un lucru bun, jucători debutanți care au fost în meciul respectiv și asta trebuie să ne bucure puțin că acei jucători ar fi bine pentru, eu știu, echipa națională, pentru ei, să continue să vină la echipa națională, să fie chemat, să aibă evoluții bune la echipele lor de club și doar așa putem să facem lucrurile bune. Dar de ce e bună întrebarea asta? Rău este, din punctul de vedere, că începem să jucăm de la 2-0 pentru adversar sau 1-0 sau, eu știu, 3-0 să spunem pentru adversar. De ce nu jucăm de la 0-0? De ce e important să debutăm jucători? non-stop. Adică de ce nu e important mai degrabă să avem o echipă? De ce observ chestia asta, obsesia asta a tuturor și voi, când ați fost tu cu Mirel, dacă nu ați debutat la jucători de... Ne-am făcut un lucru atunci, pentru că Mirel venea după performanță la echipa națională de tineret și mulți jucători terminau cu echipa națională de tineret. Și acești jucători, cei pe care i-am promovat, am considerat că merită să facă pasul către echipa mare, pentru că ei au avut evoluție bună la tineret, au avut evoluție bună la echipa de club și... Mulți îi promovează și contra. Adică contra ei debutase. O parte din ei, da, și noi am debutat și am continuat. Voi ați debutat și cu jucători de 30 de ani, de peste 30 de ani. Adică asta nu înțeleg. Dar ideea e că fixul selecționerilor de a debuta. E vorba că și în funcție de cum joacă jucătorii la echipelor de club. Pentru că dacă ai, eu știu, jucători accidentați sau jucători care nu trec printr-o perioadă foarte bună, jucători care nu joacă la echipelor de club, cum să-l chemi? Îl chemi odată, îl chemi de două ori, dar nu poți să-l chemi la infinit dacă nu joacă la echipa de club. Și te forțează să chemi al jucător. Eu am auzit povestea asta și ieri, da? Dom'le, că e o echipă tânără, că e o echipă, că am făcut și că am dres și că nu știu ce. Dar și eu m-am uitat pe primul 11 a României și am încercat să fac o comparație cu un alt primul 11, dacă vrei, a României, al absenților, știi? Și cu absenți. Și vă întreb, vi se pare așa o mare diferență? Adică, hai să vedem cele două. Pentru că avem... Așa, Manea 24 de ani, 25. Nu e tânăr. Da. 25 de ani nu te spera. Dar nu e bătrân. 26 de ani de... Păi nu, stai un pic, hai să stabilim ce înseamnă tânăr. Bună. Păi tânăr înseamnă 19 ani, 20, dar nici în 30 ceva de ani. Ești în foara vârstei, ești... Da. Poți să joci mai bun 24 de ani, nu? Adică, cred că Messi și Ronaldo cel mai bun fotbal au jucat la 25, 26, 27 de ani, da? Păi atunci, dar acum ar trebui să joace. Deci sunt jucători... Este bine ca acești jucători să facă un nucleu la echipa națională și acești jucători să continue la echipa națională. Hai să facem o comparație, pentru că noi am luat echipa de ieri și echipa cu absenți. Da? În stânga e cea de ieri și în dreapta e cea cu absenții. Da? Să ne înțelegem că cei doi Marini i-am băgat pentru că joacă în ultima vreme, și Marius Marin și Răzvan Marin sunt titulari la națională. Vi se pare așa o mare diferență între cele două echipe? Adică aici se pare că Chirichești, care Alibec, care are 30 de ani, așa, Chirichești 30 de ani. Eu întreb valoric, nu de vârstă. Eu întreb valoric. Cred că sensibil, sensibil în sens pozitiv pentru echipa din partea dreaptă, un pic un plus de probabil și de experiență, că îi vedem pe Chirichești, vedem Bancu, vedem un Stanciu, chiar și Alibec, Sorescu, cred că au un plus de experiență și au confirmat la nivel internațional. Aici, în cealaltă echipă pe care am văzut-o ieri în teren, vedem jucători care de-abia acum încep să apară la nivel internațional, la nivelul echipei naționale. Adică, hai să ne înțelegem, Nedelcearu... Nu este o diferență enormă, dar este o diferență, cel puțin prin prisma experienței pe care anumiți jucători o au la echipa națională. Că eu mă uit așa, deci Manea are peste 20 de selecții la națională, Nedelcearu are peste 20 de selecții la națională, Burcă are vreo 15 selecții la națională. Ei au fost, apropo, Burcă și Nedelcearu au fost titulari ai României, pe rând, în ultimele meciuri alea cu Finlanda și cu Bosnia, da? Răzvan Marin... Scot în evidență că este o echipă tânără, o echipă cu medie de 25-26 de ani. E o medie ok. E o medie bună. Da, dar cred că spuneai tu mai devreme, reperele pentru a măsura cumva nivelul fotbalului românesc sunt rezultate la nivel de cluburi în Europa, câți jucători avem în primele 5 campionate. O să discutăm pe subiect, e foarte interesant. Ai deschis deja o discuție. Și apoi, mă rog, rezultatele echipei naționale. Știi de ce îți spun? Pentru că ieri mi se pare, Edi Iordănescu vine și încearcă să explice într-un fel prima repriză, prin faptul că, vezi, Doamne, oamenii ăștia nu se știau între ei, că nu aveau relații de joc, nu, și așa și pe dincolo. Asta e dar nu vă supărați, adică Burcă, Nedelcearu, Manea, Cicâldău, Răzvan Marin, Pușcaș, sunt jucători care au evoluat constant pentru echipa națională în ultimii ani. Adică nu sunt niște oameni care sunt veniți de nicăieri. După care Drăguș joacă la Standard, e și un jucător în formă. Corda e printre cei mai în formă jucători ai campionatului nostru. Și să zici Vătăjelul că... Vătăjelul... Dom'le, are și Vătăjelul 29 de ani. Adică... Cum? Am aliniat o echipă bună. Nu am venit cu jucători de la la Under 21. Într-adevăr, da, trebuie să acceptăm bună, că ăsta este nivelul fotbalului românesc. Și că nu trebuie să... Au râs de noi. Nu trebuie să... Este o diferență mare între intensitatea, între ceea ce se joacă în străinătate și chiar la nivelul ăsta, la nivelul Sloveniei. O altă dată o națională pe care o dominam. Bine, nu mai putem să dominăm pe nimeni. Avem probleme clare, evidente în a domina... Dar am fost noi la echipa națională dominată. Am avut adversari pe care i-am dominat. Probabil, dar avem o problemă legată de intensitatea cu care se joacă, cu care joacă românii. În România, nu mai spun, avem deja două viteze sub ceea ce se joacă în Europa. Și atunci astea sunt problemele reale ale fotbalistului și ale fotbalului românesc. Da, deci, într-adevăr, este diferența din campionatul României față de ce se joacă în meciurile internaționale. Pentru că am simțit-o și la FCSB și la echipa națională. Dar uitându-ne pe echipă, sunt 6 jucători care joacă afară. Adică sunt cu meciuri internaționale. Nu poți să spui, sunt la echipe care joacă în, eu știu, Italia. Avem Cicâldău care s-a dus până Emirate, dar uite, avem Marin Italia, celălalt Marin tot Italia, Nedelcearu Italia, că sunt Serie B, dar este un campionat bun, mă refer. Deci avem Pușcaș, la fel, Serie B. Sunt jucători care joacă afară. Da, pe de altă parte, normal, ei aveau... Nu ar trebui să avem această problemă. Pe de altă parte, ei aveau în primul lor 11, să ne înțelegem. Manea, jucător care joacă în cupele europene. Corda, jucător de cupele europene. Vătăjelul, a jucat și el cu Craiova în cupele europene. Adică jucători care au meciuri internaționale. Pare mai degrabă optimist Edi Iordănescu. Dar mă întreb dacă are de ce. Și vreau să vedeți, pentru că au fost o... Adică dacă... El e obligat să fie optimist. Este obligat să fie optimist. Nu trebuie să fie realist? Ba da, optimist, realist. Nu cred că acum... Să califică 100% sau... Dar întotdeauna, într-o înfrângere, sunt și aspecte pozitive. Problema este că noi pierdem prea mult în ultimul timp. Are în 9 meciuri 5 înfrângere. Asta este problema. Faptul că vezi lucruri pozitive într-o înfrângere, ăsta nu e un lucru rău. Dar când pierzi foarte mult, te obișnuiești să pierzi mult, atunci lucrurile nu mai sunt chiar ok. Și vorbea de încredere. Încrederea ți-o dau rezultatele, indiferent că joci bine, că ai meciuri. Adică nu, eu vorbesc acum de încrederea jucătorilor a grupului, normal. Pentru că tu poți să joci bine și încă o dată să mai joci bine, să pierzi tot timpul, după 2-3 meciuri, oricât de bine ai juca, tu nu mai crezi că poți să câștigi meciurile alea. Adică aici e problema cu aceste înfrângeri care vin așa, nu se mai opresc. Avem nevoie să creștem ca nivel de încredere, de rezultat, prin rezultat, nu prin joc bun. Dar avem cu cine să facem rezultate bune, pentru că vreau să vă prezint. O să vedeți câți jucători dau naționale mici. Am luat naționale mici de la această cupă mondială. Naționale de care altă dată, nu știu, ne amuzam, nu le băgam în seamă, nu știam că există multe dintre ele, da? Acum 20 și ceva de ani, nu știai de unele dintre țările pe care o să le vedem, că, nu știu, nu știai că se practică fotbal acolo. Haideți să vedeți unde au ajuns și unde suntem noi, în ce companie, pe unde ne scăldăm noi. Ca număr de jucători în top 5 campionate. Cele mai grele, bune, puternice campionate ale lumii. Și atenție, deci, la Cupa Mondială sunt așa. Qatar și Arabia Saudită nu au jucători, au doar jucători din campionatul intern. Nu știu, că e politică de stat, habar n-am. Nu știu de ce nu se duc, nu părăsesc țara. Iranul are un jucător, da, pe Azmun de la Leverkusen, dar mai are... Atenție și la Porto, noi n-am trecut. FC Porto e echipă calificată în primăvara Champions League, dar la repetare mii. După care Costa Rica l-are pe Keylor Navas, dar niciun jucător de când. Vine Australia cu 2, nu mai e nici Australia ce era altă dată, când avea mai mulți fotbaliști. După care apărem noi și Canada. Și atenție de aici în sus. Da? Tunisia are 4, Ecuador 5 jucători. Da? Coreea de Sud 6, Camerun 9, Japonia 13, Maroc 14, Statele Unite 14, Senegal are 17 în condițiile în care nu este Sadio Mane. Deci Sadio Mane nu mai poate să joace la Cupa Mondială. Și acum, văzând lucrurile astea, eu întreb, putem să facem ceva? Avem dreptul să credem că putem să facem ceva? O să sperăm și să visăm, nu costă nimic. Problema este că de foarte mult timp există discuția asta, cred că deja de fiecare dată când se ratează un tempo la echipa națională există această discuție, dar cred că niciodată nu s-a pus degetul pe rana adevărată a fotbalului românesc și să se construiască un plan de atac din toate părțile. Cineva să-și asume lucrul ăsta, un ciclu de 8 ani de zile, pentru că altfel o să facem discuții, o să facem încercări, o să aducem jucători tineri la națională și încă o dată o să facem testări, dar nu vom reuși niciodată să construim o echipă națională care să se bată cu marile puteri și să revină în elita fotbalului mondial. Deci e nevoie de un plan, în primul rând, e nevoie de un termen de 8 ani de zile în care, indiferent cât de greu va fi, să nu ne abatem de la plan. De asta zic, în ultimii ani, și sunt zeci de ani de când tot încercăm lucruri, în momentul, la primul moment greu, s-a schimbat strategia. Ori nu așa se face. Adică trebuie să fim loiali, fideli unui plan, un plan pe care trebuie să-l pornim. Eu cred că există foarte mulți oameni deștepți în România și aici nu vorbesc doar de tehnicieni, cât oameni strategi din toate punctele de vedere, că aici planul ăsta național de redresare al fotbalului cred că trebuie să conțină mult mai mult decât niște tacticieni în fotbal. Dar și are, pentru că un plan de ăsta... Un plan pe 8 ani, cred că, din punctul meu de vedere, ar fi prea lung, pentru că... De ce? Președintele Federației are mandat de 4 ani. Este posibil ca după 4 ani... Și ce legătură are mandatul unui președinte de federație cu ceea ce trebuie să faci? Păi vine alt președinte de federație și poate își dorește altceva. Zice, nu mai vreau să lucrez. Vine alt președinte și spune, nu mai vreau să lucrez cu X, cu Y, cu Z, afară. Și ce faci? Fii atent! Hai să vezi! Lasă-mă să spun ce... Te rog. Noi, de exemplu, că ne-am dus la echipa națională, da? Am semnat un contract pe 2 ani. Eu atunci am spus, discuția pe care am avut-o cu Mire, de ce nu semnăm pe 4 ani? Zic, în 4 ani avem timp cu generația de la tinere, cu ce avem jucători cu experiență, zic, în 4 ani avem timp să facem și putem să facem o echipă națională. Dar crezi că depinde de selecționer sau depinde de președintele de federație, de oamenii ăia, pentru că noi, criza noastră... Ce să facă? Să creeze condițiile. Nu, să facă mult mai multe lucruri decât să creeze condiții. Eu vorbesc de fotbalul românesc în general. Ce se poate să amendeze cluburi ai căror antrenori de copii juniori au șpagă? Da? Să se ducă, orice reclamație dovedită, să ducă la amendarea clubului. Să oblige cluburile să dea... Președintele federației să ducă să urmărească antrenorii. Federația română de fotbal să oblige cluburile să plătească salarii decente antrenorilor de la copii juniori. Federația română de fotbal... Poftim? Să plătească cluburile. Să oblige cluburile să plătească... Cum să oblige? Cum adică cum să oblige? Cum le-ai obligat să facă fotbal feminin, poți să le obligi să facă ce vrei. Salariu. Cum nu? Nu știu, nu. Păi înseamnă că ar trebui să, dacă federația se gândește să dea nu știu că salarii și cluburile nu-și permit, ce se întâmplă? Cum să nu-și permită asta? Pentru că nu vorbesc să dea mii de euro. Păi. Să obligi cluburile să trimită la specializări, măcar cluburile de Liga 1, antrenori de copii și juniori, să nu cerșești doar voturi, ci să cauți într-un fel sau altul să faci ceva neplăcut pentru cluburi. Nu vreau să o parte federație, dar nu sunt de acord cu tine că președintele federației trebuie să urmărească dacă eu își pagă antrenorii, dacă ce antrenamente fac, nu. Eu nu spun că Răzvan Burleanu trebuie să-și asume să câștigă în campionatul european, că nu-s nebun. Dar eu n-am auzit vreun președinte de federație să spună, să aibă măcar curajul, să spună, dom'le, uite, noi începem astăzi. Planul nostru este ca în 5 ani, 8 ani, 6 ani, 9 ani să ajungem acolo cu naționala, să ajungem la un turneu final de campionat mondial. Eu cred că asta e singura, e greșeala că nu dau echipa națională unui antrenor, pe cel puțin o perioadă de 4 ani. Cel puțin 4 ani de zile. Lasă-l 4 ani, dă obiective intermediare, da? Și după 4 ani vedem ce se întâmplă. Dar putem oare pot să facă lucrul ăsta? Pentru facem o mare eroare. Dacă fac lucrul ăsta... Reforma fotbalului românesc nu începe la echipa națională de seniori. Acolo este punctul final al piramidei. Revoluția trebuie începută în bază. De la copii și juniori. Nu știu cum acum. Păi și o face federația la cluburile din România. Da, logic, federația trebuie să impună, face politici. Să facă mai mic. De tineret, a făcut de elită, le-a făcut campionate. Ce să facă? Vedea, să ducă la cluburi și ce, să-i antreneze? Nu, să oblige să aibă infrastructură, să oblige să aibă antrenori pregătiți, Să oblige cluburile. Cum sunt antrenori? Păi nu sunt antrenori care au licențe. Păi doar nu vine federația să pună antrenori la clubul X. Zic eu, să trimiți referenții zonali care iau salarii de la Federația Română de Fotbal, da? Și care votează. Lasă-mă să termin, te rog. Referenții zonali care se duc la... care sunt niște, teoretic, scouter, dar e Federației Române de Fotbal. Și sunt oameni care sunt plătiți de către federație, dar care totodată și votează. În fine, e o neconcordanță aici, e un conflict de interese, dar nu contează. Oamenii să se ducă să urmărească meciuri de copii junior, pentru că știu referenți zonali care nu se duc absolut deloc, habar n-au ce e la ei în teritoriu, da? Dar ei primesc în continuare bani. Da? Să nu se facă combinații la loturile naționale, să ne uităm un pic cine vine la loturile naționale de copii și de juniori la noi. Vrei să vedem? Hai să ne uităm câți fotbaliști au ajuns, da? La echipa națională, da? Uite acum în lotul național, câți fotbaliști sunt aici care nu au fost la naționala de juniori. Dacă găsești un caz sau două cazuri care să spui, domnule, a ajuns direct, cum a fost genul lui Adrian Ilie, să spunem, sau nu mai știu cine. Uite, Oprița, că-mi vine în minte acum, Oprița, n-a fost la niciun nou de junior, dar se întâmplă un caz la, nu știu cât, la 10 ani. Se întâmplă să fie tu un jucător. Despre sănătatea, dar tu vorbești, tu spui sănătatea fotbalului. Păi da, și eu spun, jucătorii ăștia pe care tu îi vezi în acest moment la echipa națională sunt slabi. Nu. Au fost și la naționale de juniori. Da, dar asta înseamnă că i-au văzut niște oameni, i-au adus acolo, nu? Păi, da, stai un pic. Poți să scapi unul, doi jucători. Eu vorbesc de sănătatea naționalelor, de felul în care se fac selecțiile, de șpăgi, de alte probleme. Păi, dar eu spun... N-ai auzit cum se fac? Selecțiile cum se fac, îți arată că jucătorii care sunt la juniori ajung și la tineri și la echipa mare. Ai venit nervos după un meci de copii și juniori de la Pitești, care s-a terminat 30 și cât? Ai venit nervos? S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva cu clubul ăla, cu oamenii. Da, federația trebuie să intervină. Pe cine să intervină, Nic? Da, știu, nu federația trebuie să facă curățenie cu propria curte? Da. Sau federația trebuie doar să adune voturi? Cu asta ne ocupăm, să ajungem la 272 din 272. Asta poate trebuie să se întâmple ceva atunci, nu știu, să intereseze. Într-adevăr, așa e la meciul ăla. Aia trebuia, nu? Și crezi că e singurul caz? Asta nu știu, nu... Nu, e ceea ce se întâmplă la nivelul antrenorilor la copii și juniori, lucrurile stau foarte grav. Acolo este problema. Și eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că eu m-am ocupat de... și am antrenat și la copii și juniori, am pus bazele Academiei Rapid, știu foarte bine ce vorbesc. Problema antrenorilor și a instructajului pe care ei îl au în ceea ce privește metodele de pregătire la copii și juniori este una foarte învechită, o spun cu toată responsabilitatea. Înțelegerea jocului de fotbal a fotbalistului român este una total depășită. De-aia suntem depășiți de viteza de joc, pentru că viteza de gândire, de anticipare, lucrurile care contează cel mai mult în fotbalul actual, noi nu le dezvoltăm. Dezvoltăm niște procedee tehnice izolate. Cu viteza de gândire te naști cu ea, cu asta e greu să o dezvolți. Eu spun că o dezvolți, poți să dezvolți. Faci contexte de antrenament, pui accentul pe lucrurile astea de la copii și juniori. Noi la copii și juniori vedem copete pe teren, vedem antrenamente tactice la copii și juniori, când la nivelul de copii și juniori trebuie doar să-i supraveghezi, să-i lasă să joace, să se bucure de fotbal. Deci ceea ce vedem la copii și juniori este groaznic. Nu poți să stai pe marginea terenului, că l-auzi pe antrenor țipând, dându-le indicații tactice, părinți care țipă și așa mai departe. Deci aici trebuie să intervenim și lucrurile nu pot avea... Mașini pleacă de la meciurile de copii juniori. După aia ajungem la... În ce pleacă copiii? Ajungem la nivel de... Zici că ești la Nuba. Ajungem la copii, ajungem la nivel de seniori și îl luăm la rost pe Rădoi, îl luăm la rost pe... și începem și criticăm pe Daum, pe actualul selecționer, pe Edi, și venim și spunem, dom'le, nu ești în stare, nu ești performant, nu ești... Ce vină au acești oameni că fac o selecție de 25 de jucători pe care îi țin împreună 7 zile și trebuie să performeze la nivel european, la nivel mondial și așa mai departe. Deci de asta vreau să spun, selecționerul României este ultimul vinovat din firul, din lanțul dezvoltării fotbalului românesc. De asta lucrurile trebuie văzute dintr-o perspectivă mai amplă. Vorbim și o să discutăm 10 ani legat de Cicâldău, de cazuri izolate, când problemele fotbalului românesc sunt aceleași de 10 de ani de zile. Absolut. Și nu le rezolvăm. Absolut. Absolut. Și nimeni nu-și asumă. Că asta este supărător, Nic. Oricât ai încercat și oricât spui tu. Asta este supărător. Vreau și eu să văd un om care are curajul omului. Lucrurile astea trebuie să plece de la cluburi. Deci cluburile, dacă vor face lucrurile acestea, vor pune antrenori care se pricep, da? Dacă îi vor plăti bine, dacă vor promova jucători, de acolo pleacă. Nic, dacă nu se poate, dacă cluburile nu fac, trebuie să le obligi. Că asta înseamnă, dacă să le obligi, ca să le obligi înseamnă că ai putea să nu câștigi niște voturi. Că de fapt despre asta e vorba. Că tu dacă nu dai jos militaria în pod într-un haos generalizat și într-un fotbal, e adevărat sărac. Da? Scuze-mă că intervin, dar eu cred că în momentul de față Răzvan Burleanu, la câtă credibilitate și câtă forță are în toată problema aici de fotbal românesc, eu cred că poate să-și asume o reformă fără a pierde foarte multe voturi. În mod normal nu ar mai avea, că de asta este. Adică el în mod normal este la ultimul mandat. De asta spun, în mod normal... Deci dacă nici acum nu faci, în al 12-lea ceas... O reformă, o revoluție a fotbalului românesc. Și eu cred că poate, are pârghiile și are mijloacele să poată, nu știu, propaga așa o revoluție în fotbalul românesc. Nu se poate, adică ai ajuns la 3 jucători în campionatele puternice. 3 jucători puține. Uite, dar nu depinde de echipa națională, depinde de fotbaliști, de cluburi, de performanța care se face. Că jucătorii ăștia sunt creați în România, sunt construiți în România, dacă România nu mai produce jucători. Nu sunt construiți la Federația Română de Fotbal, nu îi antrenează un an de zile și după aia se duc la X, echipa și eu sunt la sentimentul lui că, nu știu, nu trebuie, eu personal, eu nu mai am nicio așteptare de la cineva să schimbe anumite lucruri. Ceea ce am încercat tot timpul să fac, să încerc să schimb la nivelul la care am fost eu, tu la nivelul tău unde ai fost tu, să poți să încerci să schimbi lucruri. Poate și tu poți schimba anumite lucruri în fotbalul românesc din poziția în care o ai tu și să nu mai avem așteptări de la nimeni. Cred că așa poate fi însănătos și fotbalul românesc. Da, în fine, nu știu ce să zic. Mă gândeam că poate totuși cineva vine la un moment dat și anunță că, dom'le, gata, nu se poate. Că... Dar oare dacă vine Edi acum, îi dă un mandat pe 4 ani și are rezultatele astea. Nu se spune, de 9 meciuri s-au pierdut 5 meciuri. E criticat de toată lumea. Lasă să... Hai să încercăm, să mergem pe lucrurile pozitive, să încurajăm, ok, scoatem în evidență și câteva lucruri negative, dar hai să mergem pe lucrurile pozitive care s-au întâmplat, să mergem, să încercăm, să urcăm. Oare facem treaba asta? Tu vezi că s-au întâmplat lucruri pozitive la națională? În mandatul lui Edi Iordănescu? Vorbesc foarte serios. Spune-mi și mie. Și jocuri. Sau acum a fost repriza a doua, acum. Ok, nu este ok să începi să joci de la 2-0 sau 1-0 pentru adversar. În contextul care au 2-0 și în contextul în care scot oamenii cei mai buni. Hai să vedem în martie când încep meciurile oficiale. Hai că astea sunt rezultatele. Dacă vă pun să spuneți un meci bun, care vă vine în minte? Un meci bun. Toată lumea o să zică, dom'le, cu Bosnia, 4-1, că i-am bătut. Pe cine am bătut? Care Bosnia am bătut-o? Bosnia B. Da. Și în Finlanda am făcut un joc bun. Adică trebuia să câștigăm, ca și joc. Da? Da. Eu mi-am aminte și de niște parade din final ale portarului nostru. Adică... Bine, putem să ne legăm Israel prima repriză. Asta zic, adică... Frânturi din România, problema dacă poate Finlanda, să facă ceva. Și cu Finlanda a fost un joc problema dacă se poate face ceva București. Sau nu se poate face ceva. Impresia este mai degrabă că nu se poate face. Se poate face, da. Mie nu se pare că se poate face. Asta dar nu... cred că trebuie să începem de la echipele de club, de acolo, de jos, să începem să... Bun. Ovidiu. Adică Dinamo. Da. Cum ești? Mai sufletul un pic? Suntem mai așezați față de cum am început lucrurile. Cum? Dar de ce s-a întâmplat de s-au așezat lucrurile? Adică cum ai reușit? Că până la urmă, la început părea o bombă de asta cu ceas. Urma... Da, lucrurile au fost complicate la început. După depresia asta generală în care am găsit clubul, pentru că o retrogradare și așa cum a fost ea a lăsat multe răni și multe adânci. Ușor, ușor se cicatrizează rănile, oamenii încep să se obișnuiască cu noua situație și să vadă că dracul nu e atât de negru. Că există viață și după retrogradarea asta nenorocită care s-a abătut asupra clubului. Și că poate că ăsta e un moment de regenerare al echipei, al clubului, pentru că în ultimii ani lucrurile au fost făcute Nu în cel mai profesionist mod cu putință, ca să folosesc niște cuvinte simple și nu foarte grele. Dar ceea ce am făcut a fost să reintroduc un climat de performanță, de sănătos, în care lumea sau, mă rog, jucătorii în mod special, să se concentreze doar asupra dezvoltărilor profesionale. Am încercat să izolez foarte mult echipa de tot ceea ce exista în exterior, pentru că au fost foarte multe interferențe, atât la nivelul suporterilor, cât și al mass-mediei. Am venit după o vară în care tot ce a fost șoc și groază, vara asta a fost doar la Dinamo. Nu deschideai ziarul sau prima pagină. Nu, că am mai avut și Nic parte la Superliga. Nu doar la voi, a fost șoc și groază. Dar la voi a fost... Și apoi am reușit să, cred eu, să formăm un lot de jucători. Cred că performant pentru nivelul Ligii a doua. Am avut nevoie de puțin timp pentru a antrena efectiv. Pentru a omogeniza până la urmă. În primul rând pentru a le ridica puțin nivelul de pregătire fizică. Asta zic. Apoi, asta cu omogenizarea, lucrăm la chestia asta, la chestiunea asta. Work in progress. Da, work in progress. Asta nu se sfârșește niciodată. Și cred că, până la urmă, relația interumană între noi, stafful tehnic, jucători, oamenii de la Săftica, este una din ce în ce mai bună, pentru că fără lucrul ăsta, fără interacțiunea asta umană și fără ambientul ăsta de performanță care a existat întotdeauna la Dinamo, nu poți emite pretenții. Au dispărut problemele alea, cum să spun, alea dramatice, că la un moment dat se vorbea și de Săftica, că nu mai e apă. Da, că au dispărut problemele adică alea care țin nu de o normalitate, de altă divizie, adică nici măcar la B. Nu, avem în acest moment avem toate condițiile pentru a face performanță, avem liniște. Am readus echipa aproape acolo, de fapt, unde ne doream atunci când am început. Am spus întotdeauna, ne dorim o echipă anul ăsta, să o facem să vină cât mai aproape de play-off și să ducem bătălia până în ultimele meciuri. Mai sunt 5 etape din partea asta a campionatului și suntem la 4 puncte de play-off, cu o speranță foarte mare că putem realiza imposibilul, acela de a intra în play-off. Și din astea 5 meciuri, două sunt grele. Avem următoarele două... Nu, toate sunt grele. Toate sunt grele, dar ideea e să intri în iarnă după bine, adică după aceste două meciuri cu Iași și Brașov. Deja putem pregăti mult mai bine lucrurile pentru partea a doua a campionatului, pentru ultimele 3 meciuri. Vom vedea. Eu sunt optimist și, de fapt, optimismul meu se bazează pe progresul pe care l-a făcut echipa în ultimele etape, pe cum se lucrează astăzi la Dinamo și sunt optimist. Iașiul, duelul ăsta cum e? O echipă... Jucați la București sau la Iași? Nu, jucăm la Iași săptămâna viitoare. O echipă care a investit anul ăsta, are unul dintre cele mai mari bugete. Au schimbat și un antrenor care... Contrar a ceea ce se întâmpla, pentru că echipa a avut rezultate foarte bune pe început de sezon, l-au schimbat pe Claudiu. Da. Au un conducător foarte bun, cu state vechi în Liga 1 și, de fapt, în Liga 1 eu nu mi-aduc aminte de domnul Schweitzer la Liga 2. La Botoșani. La Botoșani, când a început proiectul. Da. Deci cunoaște foarte bine cunoaște foarte bine fotbalul românesc. Acum a venit și un antrenor cu o foarte mare experiență, Leo Grozav, un antrenor foarte bine. Antrenorul lui Cornel, adică e... Da, adică împreună am făcut un tandem foarte bun. E important pentru că tu, de exemplu, n-ai așa ceva. Ba da. Îl am și eu pe Vlad Iacob. Da, el a adus, nu el te-a adus. Da, nu. Depinde din ce perspectivă. Nu, vorbesc de un ajutor, experienței, a relațiilor pe care le ai în lumea fotbalului. Nu că nu ai avea. Privind din perspectiva asta, da, într-adevăr, să spunem, avantajele experienței sportive, fotbalistice. Dar Vlad este un tânăr cu foarte multe idei bune, noi. Ne ajută foarte mult. A ajutat foarte mult în perioada asta când a reușit să convingă agenți și jucători să vină să ni se alăture, pentru că nu a fost ușor. Am fost refuzați de foarte multă lume, dar a reușit totuși să aducă niște jucători. Deci asta mă interesează. Care e? Vreau să te întreb pe tine, că sunt convins că ai vorbit tu, da, cu mulți dintre jucători. Nu, cu doar jucătorii el? Doar Vlad a vorbit. Adică tu n-ai vorbit cu niciunul? Am vorbit în momentul în care era nevoie să... Adică, ce spui? Ce îi spui? Adică cum convingi pe cineva să vină la Dinamo? Păi, în primul rând, Dinamo rămâne un brand important, chiar dacă am retrogradat în Liga 2, dar ceea ce a făcut pe jucătorii ăștia să vină nu a fost nici pe departe aspectul financiar sau probabil nici Liga 2 nu mai atât de tentantă pentru unii dintre ei care veneau din Liga 2 din Spania, din Liga 2 din Franța, Liga 3 chiar, ceea ce a făcut o chestie de, știi cum e, îi convingi pe niște oameni. Entuziasmul, pasiunea noastră, probabil. Mai degrabă au... pe felul în care ești tu, adică mai degrabă, nu știu, la nivel sufletesc. Da, exact, vrei. Exact. Nu știu, probabil au simțit că... Doamne, hai, te rog, hai... Exact, au simțit că de partea cealaltă a telefonului sunt niște tineri care vor să, nu știu, să realizeze niște lucruri importante alături de un brand important al fotbalului românesc. Ți-a fost fric? Ce înseamnă unde am ajuns, că vorbim de fotbal, să... Te chinui să aduci jucători la Dinamo, da? Care, dacă vorbeai acum 10 ani, 15 ani, dar 20 de ani... jucători străini, că jucătorii străini cumva... Veneau de români, românii da? Au avut o mulțime pe care la Dinamo. Acum 10 ani, 15 ani, doar puneai mâna pe telefon, sunai, vrei să vii? Și instantă spunea, da, nu? Da. Anomaliile astea sunt, uite-te în afară, înainte. Dar vreau să-l felicit pe Ovidiu pentru lotul pe care l-a făcut, pentru că a făcut un lot bun ambinat, jucătorii cu experiență, cu jucătorii tineri și a reușit să facă un nucleu bun. Da. Dacă nu vor reuși, eu știu, anul ăsta să intre în play-off, cred că la anul, cu siguranță, dacă vor rămâne cu, eu știu, lotul pe care l-au și dacă mai aduc câțiva jucători, vor avea, eu știu, cu banii să fiți la timp, condițiile pe care le au, cred că se vor lupta 100% la promovare. Acum poți să zici că a fost un moment în care te-ai gândit că... Nu, niciunul. Nu? Niciunul. Nu, am luat decizia de a veni destul de târziu, pentru că mi-am dorit să înțeleg foarte clar momentul pe care îl traversa clubul, dar când am decis să vin, acum... Nu știu unde o să ajungem, dar am fost și sunt ferm convins că reconstruim clubul ăsta pe niște piloni care să dăinuiască așa în timp. Eu am mai trecut prin așa ceva, am pus umărul la reconstrucția Rapidului și acolo am fost convins de la bun început, deși nimeni nu ne dea șanse, am fost convins de la bun început că lucrurile vor evolua în direcția corectă și de data asta sunt ferm convins că vom readuce Dinamo acolo unde este locul. Ovidiu, țin pumnii, mulțumesc. Și e nevoie de Dinamo în prima ligă. Și noi avem nevoie, și voi aveți nevoie, și cred că toată lumea are nevoie. Adică, cred că și Lunichi ar fi plăcut să fie Dinamo în... Mi-a plăcut și contra Dinamo, Rapid, prima ligă. E nevoie. Fără brandurile astea mari în fotbal românesc, fotbalul românesc este mult mai sărac. Absolut. Dar vezi că campionat de vreo 2-3 ani, de când au început să intre Rapidul, FC Argeș, Petrolul, adică... UTA, e altă entuziasm în Liga 1. Mulțumesc, oamenilor, mă bucur că v-am avut. Te mai așteptăm. După ce se termină astea două etape, te așteptăm, tragem linia atunci.